În fiecare dintre noi există spiritul de aventură, iar copilăria este poate perioada în care aproape toți am visat sau doar ne-am imaginat că trăim clipe de neuitat, la fel ca în poveștile cărților de aventuri. Fără să vă dăm prea multe alte detalii, vă propunem să urmărim împreună reportajul care urmează. Pentru început, vă spunem doar atât. Bine ați venit în lumea cercetașilor, locul unde băieții și fetele, indiferent de vârstă, religie, etnie sau diferențe culturale, se angajează să trăiască în prietenie. Și vă mai spunem un singur lucru. A fi cercetaș este o adevărată provocare. Ajutor. Careu! Ciocobaul este mereu gata! Dacă nu i-ați întâlnit pe cercetași până acum, noi vă arătăm cum decurge o zi din viața lor. Pentru început, trebuie să știți că motoul cercetașului este gata oricând. De fapt, gata oricând pentru o faptă bună. Ce este cercetășia? Cercetășia este un grup unde noi ne adunăm ca să învățăm lucruri noi, să ne dezvoltăm latura socială, să cunoaștem mulți alți copii și să ne descurcăm mai bine cu natura. În echipă vă prezint steagul patrulei voastre. Ăsta e altul. Teoretic, oricine poate aspira la titlul de cercetaș, însă practic sunt câteva calități de nelipsit ale cercetașului, precum sinceritate, devotament și puritate. Un cercetaș de un an jumate, aș zice că sunt cam prin cei mai veterani, ca să zic așa. Am auzit de la o colegă de mamă, care este și lider, și n-am știut prima oară, nici n-am vrut. S-a vrut prea greu sau de ce n-ai? În primul rând. Mai era mai simandicos, nu simandicos, să-mi găsesc cuvintele, mai prin casă, mai cam așa și parcă nu vreau să... Mai mămos. Da, n-aș zice chiar mămos, că mi se pare cam rușinos. Da, știu cum e să fii mămos și am un prieten așa și... Pentru că cercetășia e cam... Sunt și reguli care sunt uneori cam greu de... Îndeplinit. Cercetășia înseamnă o mică armată. Tot acest an a fost foarte frumos. Am învățat ca să mă descurc în natură. Cel mai mult mi-a plăcut din tot ce am făcut până acum surprizele care le-am avut. Cum ar fi când ne-am dus într-o expediție și ne-a speriat șercan. Suntem ca o mare familie. Eu am vrut să mă fac cercetaș fiindcă mi se părea interesant. Cel mai mult îmi plac excursiile. Am vrut să mă fac cercetaș fiindcă este distractiv și amuzant. Cei mai mari sunt temerari, cei mai mari exploratori și cei mici lupișori. Eu am vrut să fiu cercetaș pentru că am văzut că se respectă natura, nu poluăm și tratează oamenii au bun simț. Eu îmi doresc întotdeauna să fiu cercetaș. Eu aș vrea să rămân cercetaș până să ajung lider. Tot timpul. Și când ai să fii mare, ai să fii tot cercetaș? Da. Vorba aia care am auzit-o de la mama, un cercetaș rămâne cercetaș pe viață. Astfel că într-o zi de duminică, cercetașii s-au adunat în grădina botanică din Iași. Au învățat cum se montează un cort, care sunt regulile de prim ajutor și au participat la numeroase activități educative în aer liber. Aici avem un rucsac, da? Pe care îl vom folosi atunci când mergem în hike sau când mergem în camp, da? Toată lumea știe ce zice la rucsac, da? Ăsta este un rucsac. Ale noi îl considerăm a fi unul, hai să spunem, un pic profesionist, da? Îl avem cu o centură la mijloc, da? Și cu baierele sunt cu vată, deci sunt vătuite ca să nu ne deranjeze la umeri, da? Centura din mijloc este pentru a prelua din greutatea de pe umeri și o ia șoldul, în așa fel încât atunci când rucsacul este greu, el nu ne dă umeri în jos, mergem așa, da? El ne preia de pe mijloc și atunci mergem mult mai ușor, da? Hai să vedem ce folosim noi la camp, da? Cercetașii se recunosc între ei oriunde s-ar afla și asta pentru că poartă insigne, embleme și eșarfe asemănătoare. Vreau să zic că e o chestie care eu
nu chiar profundă, dar te afectează destul de mult, îți stimulează disciplina și toate astea și vreau să spun că e... Nu e intens, doar că e ceva chiar care să te facă să te simți bine, în primul rând. Eu cred că e mai fain când te, când te joci liber, când, când ești singur, când poți să-ți iei în propriile mâini. Dar normal, suntem ca și nu chiar ca o familie, nu pot să zic că sunteți chiar atât de apropiați. Doar că avem, să zic, grijă unul de celălalt și putem fiecare să... Avem drepturi egale, cu tare, cu tare, cu telescop. Da, 1, 2, 3 și... Ne bucurăm așadar și noi adulții de o experiență inedită. În câteva ore petrecute alături de mici cercetași, învățăm că cercetășia înseamnă a avea încredere în tine și în alții, a nu te descuraja, a crede și a fi loial. De fapt, cercetașul nu este un om perfect. El doar se străduiește să lase lumea puțin mai bună decât a găsit-o. Consider că a fi cercetaș este un stil de viață, până la urmă. Trebuie să vină din interior dorința pentru cercetășie, pentru a fi cu copiii în natură, a te dezvolta alături de cei mici. Până la urmă, după cum spuneam și copiii, cercetășia este educație pentru viață. Este o modalitate de a trăi mai frumos. Am venit la cercetaș pentru că am și o fetiță la acest grup de inițiativ, Constantin Teodor Sapatino, și mi-am dat seama că îmi place foarte mult ceea ce se întâmplă și mi-am reactivat, între ghilimele, virusul. Și atunci am pus și eu umărul la dezvoltarea centrului nostru și la activitățile cu copiii. Noi suntem destul de căutați, ca să spunem așa. Chiar putem spune că nu facem față cererilor pentru că suntem puțin lideri. Adică media de lucru pentru o patrulă este între 5 și 8 cercetași pentru un lider, pentru a lucra eficient cu copiii. Părinții sunt foarte încântați, spunem noi, din moment ce ne caută și uitați, deci aici suntem doar unitatea de lupișori. Mai suntem și temerari și exploratori și, într-adevăr, ei sunt cei mai mulți, pentru că și vârsta este mai deschisă către natură, către joacă, preocupările nu sunt atât de dezvoltate către alte științe, ca să spunem așa. Un lateral, un pas, toți alineați, vă rog. Gata? Capca, primul capca. Vă dau start. Mă atingeți. Cercetașii României sunt membri fondatori ai Organizației Mondiale din 1913. Printre pionierii cercetășii din România se află și Regele Mihai, Mircea Eliader, Ion Rațiu, Grigore Antipa, Tudor Arghezi, Nicolae Iorga și multe alte personalități. Unde putem găsi? Hai! Deja am găsit ceva? Ne uităm ce am găsit? Un indiciu? Hârtie! Hârtie! O luăm la noi! Mai departe. Ne uităm în stânga, dreapta. Ne uităm în stânga, dreapta. Origami. Origami.